Membrele Asociației Femeilor, Mâini Harnice Bănățene din Petrova Săla, în frunte cu învățătoarea în pensie Minerva Ghilezan, în cea de a 17-a zi a lunii lui Dumărel, au organizat încă o ediție a manifestării sub genericul Gutuia și roadele toamnei. La ediția a patra a tradiționalei manifestări economico-turistice și culturale-ecologice au fost invitate reprezentantele a 10 asociații ale femeilor din Vojvodina, precum și reprezentantele unei asociații a femeilor românce din Serbia de Răsărit. Mai precis, de la sud de Dunăre, au sosit membrii Asociației Femeilor din Jutkovița în frunte cu inimoasa româncă Natalia Iancovici. Din delegația română din Comuna Golubac, în fruntea care s-a găsit Ivica Grișici, președintele filialei Serbia Forumului European pentru Cultură și Istorie, au venit și membrii Asociației Cultural-Artistice din satul Barici. Pentru delegația română din Timoc, care pentru prima dată au venit la Petrova Săla, organizatorii au prilejuit și o vizită de documentare la Biserica Ortodoxă Română din Petrova Săla. Despre activitatea la această Sfântă Catedrală a Românilor din Banatul Sârbesc, a vorbit la obiect părintele Ionel Sabu, parohul Petrova Sălii. Biserica a fost construită în 1859, înainte de construirea bisericii, a fost aici, în Petrova Săla, o bisericuță de lemn. Pentru că băștinașii au fost aduși din România. O grupă de români au venit din Clopodia și altă grupă din Jama Mare. Cum vedeți, la intrare în biserică avem două intrări, în afară de intrarea principală care avem, avem una de partea dreaptă și una de partea stângă. O parte care au fost din Clopodia au intrat pe o ușă și ai care au fost din Jama Mare au intrat pe ușa asta înaltă. Da. Și pe ușa principală au intrat doar femeile. Chiar și doi preoți au slujit la început. A fost un preot paroh și un preot capelan. Asta până când nu s-a desfințat a doua parohie și numărul românilor s-a micșorat mult în Petrova Săla. Pictura e făcută la terminarea bisericii, după terminarea bisericii, care a fost în 1863, a fost gata construită biserica, cum o vedem. Înseamnă că în decurs de 4 ani, toată construcția fizică care se vede a fost finalizată. Impresiile au fost unele deosebite, dar cel mai plăcut a fost în mirifică atmosfera expoziției de gutuie și produse în acest fruct gustos, precum și a bogăției de exponate prezentate de participantele la reuniune. Manifestarea Gutuia și roadele toamnei prezintă o simbolică, deoarece gutuiul este una dintre speciile cel mai vechi aflate în cultură, fiind semnalate în documente de circa 400 de ani. Iar fructele gutuiului au fost apreciate și de greci și de romani, cât și de alte popoare. Astăzi, bobacele novoseljanke de la satul nou, Novoselo, ne prezentăm cu prăjituri dulci și sărate, cu compot, cu picmiez, cum se spune la noi la satul nou. Totul este de gutuie, dar avem și de ludaie, avem legume de toamnă și fructe de toamnă. Cele mai importante sunt compotul de gutuie, picmiezul de gutuie, dulciuri de gutuie și aici avem o plăcintă cu ludaie. Și țuica de gutuie, da. Asociația noastră a fost înființată în anul 2001 și avem 25 de membri active. Noi ne ocupăm de producția alimentelor ecologic sănătoase și organizăm activități umanitare deja de 15 ani. Fiindcă asociația gazdă organizează această manifestare consacrată zilelor gutuii, noi ne prezentăm mai întâi cu gutuie frumoase și proaspete, cu compot, magiun, dar și cu diferite prăjituri cu gutuie. Am expus și alte sărățele și salăuri. Mă refer la această manifestație cu cilimuri de-ale vechi din peste 100 de ani, cu un port tare, o cotrânță de bulion, eu zis la ale bunari, cu un costum bărbăcesc, cu costumuri de fiece mari. Am îmbrăcat și o păpușă mică, ca să fie totuși cum a fost în tânii vreme, să ne adunăm. Avem și un bebeluș
un legăn. Dar aveți și preparate din gutuie, că aceasta e sărbătoarea gutuielor. Da, dar numai gutuie, dar dulciurile cu nucă, cu din așa ceva, nu cu gutuia noastră. Oricum sunt preparate dumneavoastră, dovadă da, că gospodine bune. Da. Avem doar dulceață și avem ceva, uitați așa, a făcut kit-kat tot din gutuie. Da, deci din gutuie. Sunt preparate și din gutuie. Și din gutuie, da. Și avem asta dulceață și un compot de gutuie. Da. De data aceasta suntem a treia oară la Petroasâla la manifestarea Gutuiul și Roadele Toamnei și ne prezentăm cu o expoziție și cu plăcinte cu gutuie, compot de gutuie și alte compoturi din struguri și murături pentru iarnă, așa că suntem a treia oară, cum am zis aici, am adus fel de fel de fructe, gutui, struguri, mere, pere, nuci. Și prăjituri din toate cele, nu? Da, și prăjituri și sărate și dulci. Bucuria la manifestare a fost mare și anume atât a participantilor cât și a vizitatorilor care au admirat produsele expuse. Sunt bucuroasă că am reușit să pășesc în incinta acestei prea frumoase organizații a femeilor din Petrovăsăla. Sunt bucuroasă că oamenii au răspuns invitațiilor prin lucrările lor nemaipomenite, lucrări de mână, lucrări păstrate din bătrânețe, care ne atestă că tinerii și noile generații n-au uitat de realizările înaintașilor noștri. Noi ne bucurăm că se poate organiza în fiecare an o asemenea expunere de lucrări. Ne bucurăm și de programul elevilor care vor prezenta un program foarte frumos. În mod deosebit de aceste preparate culinare care sunt așa de frumoase și sunt gustoase, incontestabil. Da, preparatele culinare sunt foarte frumoase atât la prima vedere cât și gustându-le. Deci ele vor primi și un premiu. Că femeile sunt în acest domeniu. În acest domeniu gospodine. Sunt adevărate și gospodine, dar există și acest spirit de întrecere, adică să fie ceva mai frumos și mai frumos decât anul care a trecut și care vor veni. Gazdele au dovedit și de data aceasta că sunt buni ospitalieri și bravi organizatori. Totodată, impresia generală este că ediția de anul acesta a manifestării Gutuia și Roadele Toamnei a fost cea mai reușită dintre cele organizate până în prezent. Vă salut în numele femeilor din Petrovăsăla și în numele tuturor femeilor, fiindcă săptămâna trecută, adică ziua de 15 octombrie, este ziua rurală a toate femeilor. Bună ziua și o bucurie pentru noi ca să ne aflăm aici la acest eveniment și anume la a patra ediție a acestui festival Gutuia și Roadele Sărbătorilor de Toamnă, care sunt nu doar roade pământești, ci ne referim și la roadele duhovnicești, pentru că o grupă din oamenii au venit chiar să viziteze astăzi Sfânta și Apostolească Biserica noastră din Petrovăsăla cu Hramul Pogorârii Duhului Sfânt, lucru care m-a făcut foarte fericit că mă aflu printre așa oameni aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să petreceți frumos această zi plină de bucurie, zi în care ne aducem aminte de Roadele Toamnei, care este un anotimp al roadelor bogate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dobar dan svim gostima, svim učesnicima. U ime Saveta mesne zajednice Vladimirovac želim da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu i da vam kažem da je mnogo bitno u današnje vrijeme ovakva druženja i manifestacije radi očuvanja tradicije i običaja naroda koji živi na ovim prostorima.
Pozdravljam znači još jednom sve goste, zahvaljujem se domaćinu koji je ovo ovako lepo priredio, želim vam svima da se ugodno osjećate, još jednom dobar dan i dobrodošli. În primul rând, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult pentru această invitație. După cum știți, este o mare onoare să venim la fiecare eveniment pe care dumneavoastră îl organizați și un salut din partea domnului ambasador pentru această adunare elegantă. Și ce să vă zic, sunt emoționat, sunt foarte mulți oameni, mulți copilași frumoși pe care am văzut îmbrăcați în costume naționale, pe care le poartă cu o mare mândrie. Vă felicit și vă urez succes pentru astfel de manifestări și în viitor. Vă mulțumesc! Vlasto Maric, directorul întreprinderii Universal din Alibunar, a salutat în numele sponsorilor participanții la manifestarea care a fost onorată și de Predrag Belici, președintele adunării comune Alibunar, precum și de Boșco Tianic, membru al Consiliului Comunal pentru Turism. Această manifestare n-ar fi fost posibilă fără ajutorul și sprijinul Comunei Alibunar, Consiliului Național al Românilor și a sponsorilor noștri, dar totodată și a femeilor noastre care au pregătit această manifestare. Dorim să mulțumim și salutăm oaspeții noștri care au venit din depărtare pentru a ne mări manifestarea noastră, pe cei din Jitkovița, pe Asociația Femeilor Etno Bracos din Alibunar, pe Etno Art din Opcea, pe Boboacele din Satul Nou, Bănățenele Torăc, Dolovche din Dolovo, Unicat din Banatski Karlovac, pe Dobričanke din Dobrița, pe Ulma din Ulma, pe Neolit din Starčevo și pe Povrtari din Vladimirovac. Vă salutăm încă o dată și vă doresc o zi plăcută. Primul loc este pentru Jitkovița, pentru Asociația Femeilor din Jitkovița. I da kažem da gospođe iz Vladimirovca imaju adekvatno ime, smatramo da imamo još jedno prvo mesto i veoma smo srećni zbog toga, to je asocijacija iz Torak. Bravo. Pozdravljamo prvo nagrađu. Sve najbolje. Pe locul 2 și cupa au cucerit-o și Opcenele, iar locul 3 s-a plasat Dolovenele. Când este vorba de produsele din plăcintă și alte dulciuri, demn de menționat că un jur de specialitate a decis că cea mai frumoasă, cea mai gustoasă prăjitură, respectiv plăcintă dulce, a fost a membrilor Asociației Dobričanke din Dobrița. Pe locul 2 sunt membrii Asociației din Starčevo, iar locul 3 a fost cucerit de Torăcene. La produsele din plăcintă, sărate și sărățele, locul 1 a fost cucerit de Dolovene, pe locul 2 membrii Asociației din Ulma, iar pe locul 3 Asociația Boboacele din Satul Nou. La Petrovăsăl ați mai fost la o manifestare de acest gen? De acest gen nu, nici de prima dată. Am fost mai la Rusale, iarăși cu Asociația Femeilor, dar de prima dată la așa o manifestație. Și cu ce vă prezentați când e vorba de gutuie și roadele toamnei? Ne prezentăm cu diferite prăjituri de gutuie, compot de gutuie, gutui și lucruri din bătrân, în general, făcute de mână, de bunicile noastre. În primul rând, vă acordăm sincere felicitări pentru acest premiu și care sunt impresiile noastre despre manifestare? Mulțumesc și festivalul ăsta a fost așa de mândru și așa de bun și așa de frumos și așa de bogat, care nu se mai zauită în Vladimirovci și eu se zahvaljujem toliko vima ženama udruženje u Vladimirovcu, svakoj pojedinačno, pošto ih volim puno i želim da budem ko što su one, samo vi znate sami Lučani da kod nas nema ko jedina sam ja, ta zato sam i na prvo mesto u mojoj okolini, a inače ovde ima žene koje su stvarno vredne ruke i svaka njima čas. Od srca im želim sve najlepše. Možda je Dorijas Multasa Natalčeš Frbošaca, kad stvarno je mândru și frumos,
Vladimirov ține ciunica, dar zăbăravim. Sunt cu prima dată aici în Petrovasâla și sunt foarte mulțumesc cum a pregătit femeile astea din Petrovasâla. Pot să spun că invitația a venit la noi pentru că noi în urmă 5-6 ani avem o colaborare foarte strânsă cu Asociația Mâinii Harnice, care a ieșit din roada colaborării între Asociația Societatea pentru Limba Română din Voivodina, Asociația Părinților care dorește copiilor să învațe limba română Sandu Timoc și Forumul pentru Istorie și Cultură filiala din Serbia. De fapt, participarea acestor femei harnice la festivalul de la Jutkovița. Da, el e în urmă 5-6 ani, cred că și mai mult, vin tot anul și sunt așa, ne-am frățit, cum se poate să spune, cu satul ăsta și cu doamna Minerva, care inima lui această manifestație și la această organizație. Dar nu ați venit singur de data aceasta aici? Da, aici am venit cu niște artiști, am venit cu Asociația Femeilor din Jitkovița, care o conduce doamna Natalia Iancovici, care a arătat lucrările care a lucrat ea. Am venit cu un ansamblu folcloric din satul Baric, deci ei sunt sat sărbăți, dar au iubesc românii și ne-a arătat niște dansuri românești și sârbești. Am venit cu domnul Petković, Goran Petković de la Rădânca, care e un artist, cred că în viitor o să fie mare artist, care zice în fluier și zice și din gură. E foarte frumos și credem că și la anul o să venim la această frumoasă manifestare. Să devine o tradiție această colaborare. Da, normal, noi și avem tradiție în urmă 5-6 ani, cred că în viitor o să fie și o să fie mai strânsă, mai lipită una de alta, mai bogată. Îmi face mare plăcere că în ziua asta minunată, însorită, să spun, de toamnă, am venit aici să mă întâlnesc cu românii din localitate, din Banat și în special cu românii din Timoc, din Barici. Manifestarea de astăzi, care se începe tocmai aici, în localitatea Petrovasila, unde se prezintă un număr mare de organizații a femeilor și cămine culturale, oaspeții din Timoc care au ajuns aici, totodată este și începutul, sau prezintă și începutul coloniei literare, care este organizată de Societatea de Limba Română. Această manifestare începe astăzi și va dura în săptămânile, în zilele următoare, până la sfârșitul lunii, până deci la târgul de carte care va fi organizat la Belgrad. Prvi put smo ovdje u ovom prelepom naselju, osjećamo se izvanredno, gostoprimstvo na visokom nivou, organizacija besprekorna, tako da... A povod je divan, jel? A povod je izuzetno divan. I vi ćete se ovdje predstaviti? Mi ćemo se predstaviti sa vlaškim igrama iz našeg kraja i igre iz Srbije. I sa dva kola, jedno na fruli i jedno harmoniku. Znači, za očekivati je da se ovdje tradicionalno vidi kako igraju Vlasi, tradicionalna kola sa vašeg podneblja, konkretno koje se igre u pitanju? Vlaške igre cara Trajana sa one strane Timoka, gde smo prošle godine na Međunarodnom festivalu folklora u Žitkovici osvojili prvo mesto sa ovim spletom igara. Ponosni smo da i prezentujemo u ovom kraju. Erta Müller, ajunse din țara prunelor verzi, în țara cu țuică de prune galbene. Unde aveam să ne întâlnim la oră precisă pe aleea poeteselor. Doar aici, toată avuția ta o porți cu tine, precum un bagaj tras pe răpița vieții. Cântă o fecință, cântă o
galeioiță, prin galeioiță. Cum frumos se-a cântă, cum frumos se-a cântă, dașă n-au